Și Duhului Tău, în orice zi te voi chema, de gramă auzi, Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Din Epistola a doua către Corintenia, Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi umblă și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ce este necurat să nu vă atingeți? Și eu vă voi primi pre voi și voi fi vouă Tată. Și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, a toți orul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pre noi de toată întinarea trupului și a Duhului, de săvârșit sfințenia în frica lui Dumnezeu.